Draga mea, îți este drag cu adevărat bărbatul tău, partenerul tău de cuplu a la long sau partenerul, bărbatul cu care te vezi acum? Este el cu adevărat acel om pe care îl dorești din tot sufletul tău și îți este drag? Ei bine, dacă nu se întâmplă acest lucru, poate că aveți divergențe în ceea ce privește partea intimă, partea aceasta de sexualitate a relației, pentru că, după cum spun în mai multe modalități, iată, sexul este cartea de vizită a relației. Pentru că, după cum începe, așa continuă, așa evoluează sau nu, stagnează. Deci, draga mea, este timpul să ne dăm măștile jos. Astăzi, iată că vorbim despre unul dintre cele trei motive pe care le-am găsit eu, așa, cele mai importante. De ce nu ai orgasm? Și vorbim și despre faptul că, da, partea aceasta intimă, fizică, este foarte, foarte importantă pentru a avea o relație armonioasă cu un bărbat, pe termen lung. Deci, este timpul să ne dăm măștile jos. Și ce înseamnă asta? Că noi am preluat foarte multe programe de la părinți, de la societate. Și dacă trăim cu acea mentalitate de la părinții noștri, da, noi automat am preluat de la mamele noastre, dacă am preluat și trăim după acele programe preluate de la mamele noastre, noi o să trăim foarte probabil o viață asemănătoare cu mamele noastre. De aceea, hai să ieșim din vechea paradigmă a patriarhatului, unde femeia a trebuit să fie supusă bărbatului și întotdeauna au existat și cazuri în care femeia l-a urmat pe bărbat pentru că el este un lider, da? Iar un bărbat inteligent, un bărbat deștept, știe să-și satisfacă femeia, să-i ofere ei ce are ea nevoie, pentru că știe că astfel ea îl va urma oriunde. Să-și împlinească el misiunea lui de bărbat. Da? Deci, iată. Dar există și bărbați răniți care vor să primească. Bineînțeles că și femei, normal. Dar mulți, într-adevăr, mulți bărbați au rămas cu această mentalitate din patriarhat, aceea de eu sunt bărbatul, eu primesc. Da? Și au nevoie să li se satisfacă aceste servicii. Inclusiv în planul sexual, iar ei nu cooperează, nu colaborează în acel plan, nu știu să-și facă femeia fericită, și bineînțeles că de acolo pleacă, după cum spuneam la început, da? Sexualitatea este, ce se întâmplă în dormitor este cartea de vizită a relației. Pentru că dacă acolo nu este cooperare, colaborare, spontaneitate și plăcere, nu are cum să fie. Și, după cum am fost noi crescute, educate, este că această parte nu e atât de importantă pentru că oamenii s-au căsătorit în general în ultimile sute de ani din motive de siguranță, de securitate, da? De supraviețuire. Iată că astăzi nu se mai întâmplă asta. Femeia este capabilă să-și acopere și ea partea de supraviețuire. Deci astăzi intrăm într-o relație și intrăm într-o căsătorie din alte motive. Zic eu că din motive sănătoase. Deci trebuie să vedem care sunt motivele. Și nu contează cum ai început. Hai să vorbim despre ceea ce, ce pregătisem eu pentru astăzi. Da? Deci energia sexuală este energia vieții. Deci este foarte important să ne o cunoaștem. Și să ne manifestăm și să o redirecționăm, să direcționăm cu cap, conștient, ca să nu se risipească aiurea sau nu cumva să nu o trăim. Deci este foarte importantă activitatea sexuală, energia aceasta vieții, energia vitală, la orice vârstă, inclusiv după 50 de ani, chiar și la 60 de ani. Da? Nu este cum am fost noi programate sau programați și bărbații, că nu mai este ca la 20 de ani. Da, poate că nu mai este ca la 20 de ani când hormonii o iau razna, da? Acolo nu e multă gândire, dar iată că și la 50 de ani sau după 50 de ani tu poți să fii activă, să ai acea conexiune autentică, plenară cu partenerul tău.
Da? Pentru că dacă nu ai, tu nu-i oferi lui efectiv ce are el nevoie și nici tu nu te conectezi, nu simți că te încarci din această relație pe care o ai cu el. Deci, dacă bărbatul tău nu ți este drag, trebuie lucrat un picuț acolo. Nu este că nu este cel potrivit, ci este vorba de percepțiile tale, de programarea pe care ai primit-o și acolo trebuie un picuț lucrat. Dacă nu faci amor sau nu prea faci, sau se întâmplă foarte rar și asta e din cauza programării, cum spuneam, da? Că nu mai este ca la tinerețe, dar noi așa rămânem tinere și frumoase, draga mea. Acesta este secretul și eu sunt sigură că vrei să rămâi tânără, frumoasă, atractivă. Și mai ales că e starea de bine, de plăcere în viața ta, da? E amorul, sexualitatea este cea mai mare plăcere din viață și este absolut gratuită. Nu e păcat să nu facem rai din ceea ce avem. E foarte, foarte important. Deci nu să visăm la nu știu ce lucruri, să, așa ca să fim fericite, ci la ceea ce avem prima oară și pe urmă construim mai mult. Deci nu te duce pe ce nu vrei, ci du-te pe ce ai, pe ce este bun și frumos în viața ta, pentru că iată de acolo vine fericirea, starea de bine. Dar haide să intrăm la primul motiv pentru care tu nu ai orgasm, draga mea. Și aici intrăm într-o treabă așa mai tehnică, de fapt este vorba despre anatomia noastră. În primul caz, să spunem că partenerul tău este un bărbat tandru, cald, este prezent acolo, da, în momentul în care sunteți intim. Deci este în acel aici și acum, da? Este atent la nevoile tale, la ce ai nevoie și așa, dar totuși nu se întâmplă să ai orgasm. Este poate că anatomia partenerului tău sau mai mult poziția în care sunteți nu te stimulează pe tine cum trebuie. Nu e vorba despre el, ci despre aceste lucruri, da? Poate că el nu te poate stimula în zona clitorisului. Și ți-am spus că aici intru pe partea tehnică. Mulți oameni uită sau ignoră faptul că organul sexual al femeii este format din clitoris și vagin. Da? Deci, mulți nu iau în considerare aceste lucruri. Și că multe femei au nevoie de orgasm nu doar la nivel vaginal, da? Iată, de aceea clitorisul trebuie stimulat pentru a avea orgasm. Bineînțeles că sunt mai multe lucruri pe care oamenii nu le știu și de aceea m-am gândit să îți transmit aici și o să citesc ca să nu uit, e foarte important ca materialul să fie complet. Știai că, virgulă, clitorisul este singurul organ din corp care are singurul rol de a oferi plăcere. Wow! De a produce plăcere. Apoi, știai tu, draga mea, că, virgulă, clitorisul nu îmbătrânește niciodată și că este la fel cel de 80 de ani ca la 20 de ani? Wow! Studiile spun că peste 80% dintre femei au nevoie de mai multă pregătire pentru a putea avea orgasm. Și aici este vorba, bineînțeles, de mai mulți factori. Trebuie să fie cald, da? Să-ți fie bine acolo unde ești, să fie un spațiu plăcut, să fie un ambient plăcut. Și, bineînțeles, e vorba de igienă, nu să miroase, să fie totul bine și frumos, ca să existe acea chimie, acea atracție, să fie atractivă persoana cu care ești și normal și tu. Dar mai mult este vorba despre faptul că femeia, da, are nevoie în afara perioadei în care este la ovulație și atunci este foarte activă, sare ea pe partenerul ei, da, inițiază ea. În rest are nevoie, da, se știe că femeia are nevoie de acest contact intim, nu atât de mult ca bărbatul, da? Și iată, de aceea este nevoie de mai multă pregătire
Iar dacă partenerul tău este atent, da? Pentru că despre acest caz am vorbit astăzi, despre cazul în care partenerul tău este tandru, este atent, este prezent în relația cu tine, despre asta am vorbit astăzi. Ce poți să faci în acest caz sau și în alte cazuri? Deci, important e dacă nu ai orgasm. Sunt cliente de ale mele care nu au avut în viața lor orgasm, da? Și trăiesc așa, cum spuneam mai devreme, în programul acela de supraviețuire, de a avea un partener doar din acele puncte de vedere ca să-i acopere supraviețuirea ei. Și normal că din acest punct de vedere ea nu pur și simplu nu îndrăznește, deci nici nu crede sau nu îndrăznește să ceară să-i fie acoperite nevoile și dorințele, bineînțeles, pentru a se simți împlinită și pentru a ajunge la orgasm. Și de unde pleacă totul este de la înțelegerea plenară, profundă a sufletului tău. Acest lucru ar trebui să fie nenegociabil. Deci, cel mai important lucru din viața ta de femeie. Și, bineînțeles, să aibă deschidere, da? Femeia să aibă deschidere și către el, bărbatul, către energia masculină, să fie în stare de prezență, da? Să trăiască în prezent, în aici și acum. Bineînțeles că astăzi multe femei sunt în afara energiei feminine, cam mult, da? Sau cam dus pe masculin și nu mai sunt în contact cu trupul. Nu-și mai simt trupul sau nu mai simt atât de plenar senzațiile, nu sunt în acord, nu în contact cu senzațiile și mai ales cu șoapta sufletului. Iată, este foarte important și cu emoțiile, adică să-și înțeleagă emoțiile, stările, ca să nu dea vina pe partener, să nu plaseze vina dincolo și nu este vorba despre a fi cineva vinovat, ci a merge pe soluție, bineînțeles. Apoi mai este vorba despre răbdare, iată alte atribute ale feminității, răbdarea și încrederea în proces. Pentru că este foarte important să fim prezente, cum spuneam mai devreme, în viețile noastre, să participăm și să nu ne victimizăm. Victimizarea înseamnă că nu ești în momentul prezent, nu ești conectată la aici și acum. Și bineînțeles, să înțelegi că totul are un scop, să ai credință. Iar în cazul în care sunt probleme grave, cum sunt dezechilibre energetice, normal, blocaje, trebuie să mergem pe o înțelegere profundă. Iată, este foarte, foarte important, este vitală activitatea sexuală în cuplu, pentru că doar așa, draga mea, tu te poți simți fericită ca femeie, doar așa poți să ai o relație armonioasă și să dai un model sănătos copiilor tăi, eventual dacă ai o fată, dar chiar și dacă ai un băiat, da, el învață masculinitatea de la tatălui. Iar femeia are acest rol, da, de a conduce energetic vibrațional. Și nu trebuie să așteptăm totul din partea lui, a bărbatului, da? Mă refer și la partea aceea de încălzire, de preludiu, ci sunt niște tehnici, niște exerciții, și mai ales starea aceea de prezență, de feminitate, sacră, de a ne conecta noi cu toate corpurile noastre, da? În mental, emoțional, corpul fizic, energetic și tot așa. De a ști, să fim deschise, da? Deschise și primitoare. Iată, dacă vrei să afli mai multe, draga mea, eu sunt aici pentru tine. Poți să-mi scrii Armonie pe Facebook chat și îți spun care sunt pașii. Îți mulțumesc că ai rămas până la final și dacă îți plac materialele mele, dacă rezonezi cu munca mea, ar fi extraordinar să te abonezi la acest canal. Urmează celelalte două motive pentru care nu ai orgasm și nu te poți bucura, iată, de viață, da? Pur și simplu. Și sunt foarte multe materiale aici pe acest canal. Chiar și despre acest subiect, despre sexualitate și mai ales despre relațiile conștiente versus relația karmică toxică, în care nu ai comunicare cu bărbatul, da? Nu este colaborare. Te îmbrățișez cu mare drag!